Poliția Buzoiană a organizat astăzi ziua porților deschise pentru copii din școli și grădinițe. Din cauza vremii, polițiștii au fost nevoiți să improvizeze și au mutat locul de desfășurare a activității în garajul instituției. Încă de dimineață, porțile Inspectoratului de Poliție s-au deschis pentru a-i primi pe copii. Organizatorii au fost nevoiți să se adapteze condițiilor meteorologice și au mutat expoziția pregătită pentru vizitatori în garajul instituției. Porților deschise este o altă activitate organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău în cadrul programului Școala Altfel să știi mai multe, să fii mai bun. De luni, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău s-a implicat cu absolut toate structurile în activitățile de prevenire și informare desfășurate în unitățile de învățământ. Ne-am întâlnit cu foarte mulți copii și astăzi ne bucurăm de vizita celor mici, cu toate că vremea nu este una propice plimbărilor. Iată că interesul manifestat de copii față de instituția poliției, față de tehnica utilizată de polițiști în activitatea de zi cu zi, îi spune cuvântul, copiii nu țin cont de ploaie și sunt alături de noi, vor să ne viziteze, ceea ce nu poate decât să ne bucure. În spațiul amenajat a fost expus un laborator mobil folosit de Serviciul Criminalistic pentru cercetările efectuate la locul producerii unor evenimente, echipamentele de care dispun luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, iar în curte mai multe mașini ale poliției rutiere, o motocicletă și chiar o dubă folosită pentru transportul arestaților.